Stimați colegi, ordine de zi cu o singură chestiune. Cine este pentru aprobarea ordinii de zi, rog să votăm. Aprobat, votul pro. Ordinii de zi aprobată. Chestiune ce ține de cerere de înregistrare depusă de domnul Brega Oleg pentru a fi înregistrat în calitate de candidat independent în funcție de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, precum și simbolul electoral al acestui. Apropo, domnul Simeonov, vă rog, domnul Brega. Mulțumesc, stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre privire la înregistrarea domnului Oleg Brega în calitate de candidat independent la funcție de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și a simbolului electoral. La 27 octombrie 2014, domnul Brega Oleg a depus la Comisia Electorală Centrală 102 liste de subscripție cu 2361 de semnături ale susținătorilor cu anexarea următoarelor documente. Datele biografice ale candidatului, declarația privind consimțământul de a candida la funcție de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile din 30 noiembrie 2014, conținând interdicția pe proprie răspundere despre lipsa interdicțiilor legale de cotărârea candidatului. Declarația privind averea imobiliare, depunerile bancare, cotizii de valoare, sumele primite ca moștenire și veniturile din ultimii 2 ani. Totodată, domnul Brega a înaintat comisiei simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot, care reprezintă un om cu megafon pe bicicletă, în partea de jos scrie cu majuscule curaj. După verificarea listelor de subscripție, Comisia Electorală Centrală a stabilit că din totalul celor 2361 semnături ale susținătorilor declarate în numele de domnul Brega Oleg pe liste, sunt prezente 2359 persoane, cu două persoane mai puțin. În rezultatul verificării documentelor prezentate, s-a constatat că domnul Brega este cetățean al Republicii Moldova cu domiciliu permanent în țară și are dreptul de a fi ales în organul legislativ. Listele de subscripție corespund noțiunii listei de subscripție de articolul 1 al Codului Electoral au fost întocmite conform prevederilor articolului 42 și articolul 68 din Codul Electoral, iar în rezultatul verificării acestora s-a confirmat valabilitatea cel puțin 2000 de semnături, fapt pentru care se propune înregistrarea domnului Brega în calitate de candidat independent la funcția de deputat al Parlamentului Republicii Moldova. Dacă sunt întrebări la această etapă, să mă spuneți. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt întrebări față de raportor, vă rog, domnul raportor. Domnul raportor, este o practică să fie anexat în note informative. Rămâne cei care au fost întrebări sau aveți altă analiză? Vă spun că s-a vizionat, nu vă spun. Deci dacă este acceptat în note informative care au fost prezentate la raportul anterior sau ce îi spuneți la acest? Da, mulțumesc. Iarăși, pornesc de la faptul că nu este o normă imperativă care ar stabili obligativitatea prezenței acestei note. Ea este pentru noi, pentru a cunoaște problematica, a ști situația la moment. Totodată, nota informativă nu este parte a hotărârii. Chiar dacă se mergem pe formula notei respective, ea poate fi acceptată cu excepția a două momente. Una, în ceea ce ține deci, de cele 29 de semnături și aspectul ce ține de cele circa 1900 de semnături. În rest, dar iarăși, aceasta nu are influența asupra minimului legal cerut conform articolul 68 alinia 2 de 2000 de semnături. Vă rog, alte întrebări. Domnului tot au întrebări. Nu este două. De fapt, nu am înțeles răspunsul. La prima vreau să verificați sau să explicați că nota informativă, de fapt, dă o analiză a documentelor, a lucrurilor efectuat de către comisie asupra documentelor. Aici am vedem și de ce vreau să spun. Să vă întreb care din aceste 2359 de semnături care au fost verificate, care din ele, adică care au fost acceptate.
Sigur. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Eu reiterez ceea ce am spus. Din punctul meu de vedere, cele 1900 de semnături pe care dumneavoastră, ca raportor anterior, vă treziți semne de întrebare, mie personal nu mi-au trezit niciun semn de întrebare, ori conform 43.4 se prevede expres în ce condiții și în ce cazuri listele de subscripție sunt declarate nule sau neavenite. Ori listele de subscripție respective nu cad sub incidența prevederilor legale enunțate mai sus. Vă rog, alte întrebări, stimați colegi. Alte întrebări nu sunt. Dacă sunt, da, vă rog, domnule. În legătură cu profesia care, care figurează activist, ce e corect înțeles? Deci, da. Profesia ori ocupație. Ce întrebări putem să dăm și solicitantul, dacă este nevoie. Vă să raportorul, dacă nu știi să răspundă, atunci să răspundă pretendentul. Doar să vă rog. Da, mulțumesc că dumnealui a indicat la funcție activist civic, voluntar activist civic. Iar și eu am pornit de la acest aspect și locul de muncă, curaștere. Acestă, iar și eu m-am bazat pe declarațiile dumnealui. Aveți ceva de completat, domnule? Nu, profesia e scrisă în diploma de magistru, am terminat studii europene de integrare și securitate, dar sunt voluntar activist civic, nu s-a angajat nicăieri oficial. Ok, doar că ați absolvit. Da. Atât. Alte întrebări ați de raportul? Vă rog, domnul raportor, câte din semnăturile prezentate nu au fost acceptate? În principiu, acest număr, după cum am spus și anterior, stimați colegi, nu poate influența numărul minim legal cerut de codul electoral central. Adică minimul de 2000, de codul electoral, cer scuze. Adică minimul de 2000 sunt. Vă rog, alte întrebări? Două intervenții, două întrebări. Mi-e totuși nu e clar cum va acționa în punctul 1, or, în funcție cum vom scrie punctul 1, respectiv textul dat va influența textul buletinului de vot. Or, conform articolului 48, alineat 2 al codului electoral, în buletinul de vot se înscrie numele și prenumele, anul nașterii, profesia sau ocupație, funcție și locul de muncă al candidatului respectiv. Locul de muncă noi nu-l avem și nici și profesia aici nu indicată. Atunci, sau cu curaște el la cerului că a fost indicat. Locul de muncă, da, locul de muncă. Da, locul de muncă. Locul este indicat. Bine, atunci noi putem să completăm din bunătățire activist civic curaștere prin virgulă. Și indicăm locul de muncă. Eu accept, adică sugestia dumneavoastră și eu propunere ca să fie indicat. Curaștere. La întrebări suntem acum. Vă rog, dacă nu sunt întrebări, fără de raportor. Întrebări nu sunt. Personal, dați, vă rog, citire părții rezolvute. Mulțumesc. Punctul 1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcție de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, domnul Brega Oleg, domiciliat în municipiul Chișinău, născut în anul 1973, activist civic, curaștere. Punctul 2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, care reprezintă un om cu megafon pe bicicletă, în partea de jos scrie cu majuscule curaj. 3. Se preavizează domnul Brega asupra obligativității de a-și suspenda activitatea în funcția care cade sub incidența prevederilor articolului 13 alineat 3 din codul electoral cel târziu, în 2 zile de la data apariției restricției, actul de suspendare a activității în funcție deținută se va depune la Comisia Electorală Centrală.
central, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data emiterii dispoziției de suspendare. Și punctul 4, prezenta hotărârii intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale și în monitorul oficial al Republicii Moldova. Stimați colegi, propun spre aprobare. Alte propuneri sunt? Alte propuneri nu sunt înaintate, fixăm acest lucru la luări de cuvânt. Vă rog, domnul Ovid. Stimați colegi, mie mi se pare că proiectul prezentat de domnul raportor, domnul Simonov, nu este pregătit suficient, fiindcă domnul nu poate spune deci, ce analiză s-a făcut la listele prezentate, nu a prezentat argumente suficiente pentru a combate acele constatări pe care le-au făcut angajații Comisiei Electorale Centrale în cadrul examinării documentelor și nu este clar de ce poate fi schimbată opinia. La analiza listelor, eu citesc dintr-o opinie separată a domnului Simeonov, recent publicată pe pagina internet, în cadrul altui concurent electoral, dânsul spune că, iată, în 18 cazuri semnăturile, sau în 12 cazuri semnăturile diferă de pe declarațiile depuse. De asemenea, s-a constatat că multiple cazuri semnăturile sunt de aceeași caligrafie, precum și culoarea X-ului folosit la semnare, și așa mai departe, adică, într-un caz, s-a atras o atenție foarte minuțioasă și a motivat anumite luări de decizii să zicem, Comisiei Electorale Centrale, în care, de față, dânsul absolut se, zicem, eschivează de la o asemenea analiză și ceea ce face să credem că, de fapt, este o propunere nefondată și neargumentată din punct de vedere nici material a conținutului documentului și nici din punct de vedere juridic, pentru că dânsul nu, nici de cum nu explică de ce n-a fost respectată prevederea pentru care noi toți am votat, inclusiv și dumneavoastră am votat pentru aprobarea listelor, formularul listelor de subscripție cu indicarea obligării fiecare semnatar să se înscrie datele personal, deci numărul de rând, datele personale care aparțin și semnătura să fie făcute de ei personal. Deci aceasta a fost votată atunci din câte ne amintesc un anim și domnul raportor nu a prezentat acum careva argumente prin care el ar, să zicem, ar motiva schimbarea acestei poziții sau derogarea noastră de la ceea ce am adoptat noi anterior. În această condiție, vă propun să fie respins acest proiect de hotărâre. Domnul Petru a concretizat poziția respins și mai departe ce? Un alt proiect conform procedurii de regulament? Da, deci și respectiv respins. Și respectiv respins, deci, sau refuzat înregistrarea. Nu mor cai când vor câine. Stimați colegi, alte luări de cuvânt. Domnul Petru, să totalizați la sfârșit. Alte luări de cuvânt. Deci constatăm că la rubrica dezbateri colegii și-au exclus deja poziții, deci doritori nu mai sunt, domnul Simeonov, totalizați, vă rog, raportul înainte de pune la loc. Da, mulțumesc. De fapt, cu drept de replică, domnule Buritu, în cazul respectiv era vorba deci de semnăturile de pe declarațiile personale ale candidaților. Sunt lucruri total diferite. Și noi nu trebuie să facem analogie, pentru că este vorba de candidați pe lista unui partid, unul la mână, doi la mână. Dacă tare insistați, pot să vă spun care este numărul de semnături valabil. 2284. Caza numne. Valabil acceptat. Nu a remarcat acest lucru. Acceptat. 2284. 84. Da. Eu vreau să știu, de exemplu, pe listă, că eu se pot vedea în dosar, în cazul... Domnul Rău, doar o secundă.
Deci noi am terminat orice rubrici. Dumneavoastră ați dat o întrebare, noi v-am răspuns. Acum nu mai suntem nici în dezbateri, nici în întrebări, nimic. Noi am finalizat toate aceste chestiuni. Dumnealui v-a răspuns la întrebarea care a spus urmărit. Câte semnături dumnealui crede că sunt valabile în exprimare? Valabile în exprimare dumnealui v-a formulat 2284. Și respectiv eu vreau să știu, deci eu asta concretizez doar întrebarea. Eu să știu care, de exemplu, dacă am luat dosarul, se vede treabă de la numărul ăsta până la numărul ăsta sunt asta acceptate. Acesta, acesta și acesta nu sunt acceptate. Da. Fiindcă este o diferență dintre 2359 și 2281. Deci, domnule, procedural, asemenea, chestii nu se prevede în ședință. Deci, dumneavoastră, înainte de ședință... Concretizarea întotdeauna este permis, că eu să știu să văd... Deci, noi am epuizat acest chestii, dumneavoastră ați spus și cu titlul de replică și fără titlul de replică. Domnul Rădu, aceeași situație ca și cu propunerea domnului Simeonov în ședința anterioară. Propunerea dumneavoastră nu poate fi supusă votului, pentru că ea presupune un alt absolut proiect. Ce reformulează? Reformulați propunerea. De amânatoare decizii până la definitivarea notei informative cu anexare ei la proiecte de decizii și concretizarea care anume dintre cele 2000 de semnătare sunt acceptate. Pentru că noi să știm exact că oricare din concurenții electorale se poate verifica. Da, într-adevăr, acestea sunt semnături valabile sau nu sunt valabile. Deci propunerea dumneavoastră este clară, regulamentar se supune votului, propunerea înaintată de către domnul Rădu de a amâna adoptarea decizii în cauza dată, până la perfectare de către raportor a notei informative cu anunțarea la răspunsuri la toate întrebările denunțate dumneavoastră. Care, cât, cum, conform unui model, de exemplu, stabilit în notă informativă precedentă. Este clar, stimați colegi, care e propunerea colegului Rădu? Deci cine este pentru a susține propunerea înaintată de către colegul Urâtu, rog să votăm. Trei voturi. Cine este împotrivă? Trei, patru voturi. Cine s-a abținut? Două abține, patru voturi pro, trei voturi pro, patru voturi împotrivă, deci asemenea proiect nu poate fi aprobat. Deci se supune votul proiectul în varianta înaintată de către raportor, care presupune deosemenea viu fugitivă se relatează din raport, se înregistrează concurentul, se înregistrează simbolul, se previzează privind eliminarea unor contradicții cu 303 în cazul în care ele vor apărea și intrarea în vigoare. Așa? Da. Stimați colegi, cine este pentru a susține proiectul de hotărâre în varianta propusă de raportor, rog să votăm. 6 voturi pro. Deci, practic, proiectul este aprobat, regulamentar. Cine este împotrivă? 2 voturi, 3 voturi împotrivă. Deci, 6 voturi pro, 3 voturi împotrivă. Domnul Olin Breg este înregistrat în calitate de concurent electoral. Ședința se declară închisă. Deci, domnul Rădu a declarat o informativă fix așa cum ați întrebat dumneavoastră. Vă rog frumos. Deci, 24 de ore, domnul Rădu are pentru o prezentare o opinie separată. Deci, domnul Rădu a informativă fix așa cum ați întrebat dumneavoastră. Un lucru și aici. Vă rog.